Continuăm cu gestul incalificabil al unei adolescente de 16 ani din Cluj-Napoca. După ce a primit cadou un pui de pisică, în loc să-l îngrijească și să-l iubească, băiatul a schingiuit până l-a ucis. Și mai șocant este că a filmat totul și a trimis imaginile femeii care îl donase. Poliția cercetează acum pentru ucidere cu intenția unui animal, fapt care se pedepsește cu închisoarea. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Chinul la care a fost supus bietul pui de pisică este barbar. Adolescentul filmează în continuu cum animalul se zbate ca să se salveze. Totul pare că a fost premeditat. Și-a creat un scenariu, în sensul că s-a pregătit cu o anumită cameră pusă pe frunte, știi, ca să vadă exact ce se, ca să poată surprinde exact ceea ce el făcea pisicii respective. Și mai șocant este că după ce a filmat secvențele revoltătoare, adolescentul le-a trimis prin intermediul unei aplicații de mesagerie femeii care îi donase luna trecută animalul. A refuzat să-mi spună cum se simte, dacă se adaptează. A patra zi, în 31 ianuarie, ne-a trimis acel filmuleț în care se vede clar că el, de fapt, în data de 27, când l-am donat, l-a omorât, l-a schingiuit. În stare de șoc, femeia a apelat la o asociație de protecție a animalelor, iar poliția a deschis un dosar penal. Am primit un mesaj, text și video, în care mi se cerea ajutorul. Video era de o cruzime înspăimântătoare. În cauză sunt continuate cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere animalelor cu intenție fără drept. Adolescentul care a schingiuit pisica a fost dus în fața magistraților, iar procurorii au dispus în cazul lui controlul judiciar pentru 60 de zile. În plus, va trebui să se supună unui tratament medical. Tatăl său a fost îngrozit de fapta lui. Noi l-am dus la poliție. Noi am aflat de asta și am dus. El era supravegheat de fiecare dată. Din punct de vedere psihologic și chiar și psihiatric, este un comportament care se investigează și care este asociat cu diferite tulburări, diferite probleme. Deci prima ipoteză pe care trebuie să o avem în minte este că această persoană are o problemă și are nevoie neapărat de o evaluare de specialitate. În România, uciderea animalelor se pedepsește cu până la un an de închisoare sau cu amendă penală. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.